Spital de Pediatrie Pitești a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Argeș despre faptul că la această unitate spitalicească a fost adus un minor în stop cardiorespirator care ulterior a decedat. Polițiștii desfășoară în acest moment cercetări pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care a survenit decesul minorului. Copilul ne-a fost adus în stop cardiorespirator cu manevre de resuscitare în curs, manevre pe care le-am continuat și noi, l-am intubat. Am făcut protocolul de resuscitare. Din păcate, nu au reușit manevrele de resuscitare. Din punct de vedere medical, este o mirare că un copil la 17 ani poate ajunge într-o astfel de situație? Fac urgență de 17, de aproape 17 ani și nu ne mai miră nimic. Va fi o expertiză medico-legală și probabil vom afla cauza decesului. Numele dumneavoastră, vă rog. Mă numesc Viorel Enache, medic la Spitalul de Pediatrie, Departamentul de Urgență.